Bună ziua, stimați colegi! Avem suficientă treabă și săptămâna aceasta și următoarea. Vreau să accelerăm toate proiectele pe care le avem în derulare. O spun încă o dată, nu se întâmplă ce spune domnul Băsescu cu dezastru economic. Avem creștere economică, avem politici economice implementate care, în primul și în primul rând, îi ajută pe oameni. Dar, în același timp, sunt și lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Am discutat încă o dată cu ministrul bugetului și sunt încă disponibile proiecte importante de investiții pe care, fie din cauza vremii, fie din cauza procedurilor din ce în ce mai lungi și mai contestate și complicate, încă nu le avem în derulare. Vreau să vă rog pe toți să vă ocupați de cheltuirea banilor de investiții pe care aveți alocați. N-a tăiat nimeni niciun ban de investiții, însă nu s-au cheltuit. Știu că totul se contestă, știu că totul e cu controle și cu oameni care nu vor să semneze nimic, de frică să nu li se întâmple ceva, dar lucrurile astea se simt pe termen mediu și lung și aveți proiecte pe care nu le ducem la bun sfârșit din cauza procedurilor și a blocajului la nivelul 3-4 din fiecare minister și din fiecare instituție. În rest, însă, astăzi Ministerul Muncii, apropo de funcționari care greșesc și după aceea plătesc oamenii, aveți cele două proiecte de lege, da, prin care cerem, propunem Parlamentului acordarea acelei amnistii fiscale și pentru pensionarii și pentru mamele care au primit indemnizații, acum în urmă cu mai mulți ani, din 2007 încoace, a găsit Curtea de Conturi unde sunt marile probleme cu bani la pensionari și la mamele cu copii. Eu cred că e de datoria Guvernului să facă această propunere și dacă Parlamentul o va adopta, trebuie să dăm un mesaj către acești oameni să nu intre în panică, să nu comită gesturi extreme și să nu creadă că toată viața li se termină din cauza unor funcționari care nu și-au făcut bine treaba. În rest, vreau încă o dată, domnul ministru al educației, să aveți grijă sesiunea de bacalaureat să se desfășoare cât mai bine și sper cât mai mulți dintre cei care dau examen să se fi pregătit mai bine de data asta și să ia notele de care au nevoie pentru a merge mai departe, se angajeze să meargă la universități. Vreau să vă rog, domnul ministru al sănătății, aveți banii de ambulanțe, are și ministrul de interne banii pentru investiții la jandarmerie și la poliție, să faceți procedurile cât puteți de repede. Că altfel avem banii și nu-i cheltuim. Și rămânem doar cu contestațiile și cu nenumăratele probleme. Și ultimul lucru, săptămâna viitoare voi merge din nou în Republica Moldova. Vreau să verificăm fiecare proiect în parte, gazoductul, grădinițele, smurdul, mașinile pe care le donăm pentru administrația publică, toate proiectele pe care le aveți. Deci vă rog marți la ședința de guvern să facem o analiză cum stăm cu toate proiectele de sprijin pentru Moldova. Cred că este esențial în această perioadă în care sunt supuși sancțiunilor de toate tipurile din partea Federației Ruse să arătăm că îi sprijinim în mod concret, nu cu vorbe frumoase, ci cu lucruri absolut concrete. Mă bucur să văd că România a devenit țara din care Moldova importă cele mai multe bunuri. Înseamnă că devenim și un partener comercial important și alături de dezvoltarea instituțiilor e, de fapt, cel mai mare sprijin pe care putem să-l dăm Moldovei pentru integrarea în familia europeană. Vreau să-l rog pe domnul ministru Corlățean, așa cum a făcut-o de altfel la întâlnirea miniștrilor de externe din Uniunea Europeană, să coordoneze și să sincronizeze poziția României cu a statelor europene și a Statelor Unite ale Americii, condamnare fermă față de orice încălcare și față de toate încălcările din partea Federației Ruse, sprijin pentru sancțiunile decise la nivel european. Sigur, lăsați-i pe cei care
au diverse isterii politice în această perioadă, însă vreau ca România să aibă tot timpul, la toate discuțiile pe plan european și cu partenerii noștri americani, o poziție clară, fermă și eficientă în ceea ce facem și o să vă rog, domnul ministru, să faceți același lucru în continuare. Nu vă referiți la bătăliile politice din România, referiți-vă la interesul nostru național și la modul în care România își face de fiecare dată rolul în mod loial de partener european și al Statelor Unite și modul în care sprijinim Ucraina, Moldova și Georgia pe drumul lor european. Mulțumesc celor de la presă și la final vă anunțăm dacă sunt alte decizii adoptate.